Sunteți pregătiți? Gata, vrei să vezi. În fine, mă, niște o coboram, mi-am luat o suspensie acolo. Deci ăsta e... Mamă, ăsta e ok. Dar ăsta, uite cum era. Mamă, cum se simte. Merge să luăm și sarul, că e gata de la reparat după o săptămână. E mișto ca e nou, dar mi-e dor de el, bă, n-am mai avut o pognitură de aia de mult. Până merge să luăm și sarul, uitați ce ne-au dat băieții de la BMW. Nu mi-a dat toată săptămâna, mi-a dat doar azi. Și acum merg să-l dau înapoi, dar până atunci am să vi-l arăt și vouă. Ăsta e iX. Da. Și acum fiți atenți, deci are drive și B, e frână de aia regenerativă. Bun, și fiți atenți. Deci eu acum n-am picior pe frână. Se oprește pentru că îl vede pe ăsta din față. Da? Deci se adaptează frânarea după ce vede în față. Nice. Dă-te. Am dus mașina la revizie. Să schimb uleiul. La vreo 7, maxim 10.000 de kilometri schimb la seria 6. Why the fuck you lying? Că dacă nu, s-ar putea să nu mai avem cuzineți. Dar ideea e alta. Îmi scoteam un sunet foarte dubios când luam dreapta și puneam frână. Pentru că mașina zicea că mai am 1500 sau 1000 de kilometri până trebuie să schimb plăcuțele. Și am zis ok, nu le schimb la 0, le schimb la 1000 de kilometri. Când mi-arăta 1000 de kilometri. Ce am aflat, ceea ce nu știam, e că la seria 6 ai senzori pe plăcuță, doar pe față stânga și pe spate dreapta. Iar sunetul ăla, ciudat când luam dreapta, venea de la discul din dreapta pentru că era făcut căcat. O să aveți aici poză undeva. Pentru că plăcuța de pe dreapta era fier pe fier. Și așa trebuie să schimb și discurile și plăcuțele pe față și uleiul. Și sunt curios cât e de vizu. Scrieți acum în comentarii dacă știi. Pa! 80. Cum o dau pe sport? My modes. What the fuck, e de lemn? Depresiv? Scrie are modă depresiv? Depresiv? Scrie are modă depresiv? La ce scria? Nu știu. Uite-te, uite-te! Expresiv. Ah, și vezi că mi-a dat masaj. Și mie. Păi ești prost? Ia dă-mi un relax așa, cred că îmi suge și... Ia uzi cum s-aude acum, fie. What the fuck? Mamă, și că merg cu Dumnezeu! Da, Doamne ferește! Păi nu știu, cât crezi că e asta, cât costă? Aș da maxim... O fi 100.000? 120. Ați da maxim pe ea? Nu, n-aș da eu. Doamne, eu aș da două palme, nu știu, n-aș da nimic. De cât de ciudat e asta, adică... Asta e foarte frumos, mi-e place foarte mult. Îți place asta? Păi nu vezi că e minibar de la... Aici aș că e dubă. Da, da, da. Ia, sunt curios cum se aude acum. Da, taci! Băi! Eu știu cum face. Nu, pe relax. Ia. Bă, de ce sunt geniale, îmi face de umor. Digital art. Ia. Și pe sport. Sunteți pregătiți? Ia, să cum face! Gata, mergem să luăm și sarul, că nu mai... A, apropo, mergem la Auto Cobălcescu din Pitești, acolo, deci vă recomand și dacă sunteți în București, veniți aici, aici băieții sunt, sunt prieteni, nu sunt ceva, te duci, bună ziua, vreau și eu. Nu, te duci la un șpriț mai întâi cu ei, după aia e mașina, te mai înjură, mai așa, mai... Băieți! Gata, mă, am luat-o. Deci, sunt atât de curios cum sunt frânele. Mamă, cum se simte așa, nu știu, se simte mașina, mă. Am zis eu că Porsche vrea orice șofer de BMW, dar nu Cayenne. Dacă știi ce zic. Și până acum mi se părea nașpa direcția, dar... Bă, cum e direcția? Momentan e rece, dar... O să se încălzesc ea. Bă, e... Doamne, ce dor mi-era... Uite cum... Nu știu, are așa feedback-ul ăsta. Bă, e altceva. Helicopterul e acolo, acum simt ca acasă, mă. Efectiv ca acasă. Deci frânele... Eu ultima dată când am mers cu ea nu mai aveam nici plăcuțe, nici discuri. Vreau să pun o frână așa, nu știu, la mai la vreo 100 la oră. Sunt curios rău, înainte vibra volanul pentru că eu când am luat mașina era stătută și cred că a avut legătură pentru că s-ar putea ca discurile să fi fost ovalizate și gata, băi, s-a încălzit. Doamne, ce dor îmi era! Bun, deci avem aici devizul. Am avut așa, schimb de ulei, filtre, plăcuțe față și discuri față. Este de... Bă, 5.000 de lei nu e așa mult, dar
e făcută la BMW, adică pe toate le fac la BMW. Pentru că mi se pare că am eu o liniște așa sufletească. Bun, deci plăcuțele pe față. Uleiul a fost 7-8 milioane. Manoperă, înlocuire, discuri 300 de lei. Vai de capul meu. Disc pe o bucată de un disc 13 milioane. Nu, 10 milioane că am avut reducere. Că am mai făcut la AGMC. Mai agață așa un pic, mai bagă și acolo. Mai tai un 10%. Senzor plăcuțe față 120 de lei. Plăcuțe frână față 13 milioane. Mamă, dar zici că sunt așa la mișto aruncate prețurile astea. Sumă de montare și ambele discuri 3. Deci 30 de milioane au fost astea, mă? În fine, 49 de milioane în total. Mamă, cu banii ăștia o coboram, îi luam o suspensie acolo. Dar urmează, deci vreau să fac un video. Ziceți în comentarii să fac un singur video în care modific șesarul în 24 de ore sau să le fac pe rând și să o facem împreună așa, să fie gen ca și cum muncim toți așa împreună la ea. Mie așa mi s-ar părea mai interesant, dar pot să fac și un singur video, dar nu cred că ar fi așa mișto. Ce dorm era să fac asta? Ia să vedem. Uite, mâncaia și gura ei. Mergem până în parcare aici, pentru că i-am rugat pe băieți să-mi dea discurile pe care le-au schimbat și vreau să vi le arăt pe ăla de norocit, ăla de scotea sunete și a fost mâncat până la fier. Așa, bun, deci... Au, uite câte elicoptere sunt aici. În fine, mamă, cât sunt de grele. Ăsta e ăla de pe față stânga. Ok, deci ăsta e... Mamă, ăsta e ok. Dar ăsta, uite-l cum era. Mamă, cum se simte. What the fuck, și uite, l-am mâncat și pe aici. Mamă, cum e. What the fuck. E plin de rugină. Bine, asta e normal, rugina asta. Că pana mea, o sper, stă în ploaie. Dar uite cum e aici, gen... E mâncat, mâncat. Da, și asta vreau să vă arăt. Să aveți grijă cu sânele astea, pentru că în loc să schimbați niște plăcuțe, ajunge să schimbați discuri. Bine, asta e din cauza mașinii, n-am avut nicio vină. Sincer, în București mi se pare mult mai mișto Cayenne decât asta, că să nu stai cu grijă, că dai în cetinitoare, în gropi, în chestii. Cu asta trebuie să stai să pui frână pe tot. Deja m-am obosit, nu știu, de ieri am venit. M-am pus rugină pe mine. Deja e obositoare, așa e. Da, na, în fine. Lăsați în comentarii, adică nu lăsați-mi în comentarii, ce